Doamne, cât e de jos! Mulțumim, Bogdan! Schimbam și ambreiajul dacă era mai jos. Pompa măcar. N-am nimic inteligent de zis, e prea dimineață. Numai că a ajuns să vină un personaj destul de interesant la noi. Un personaj vechi, old school. De ce e acolo? Are niște soluții speciale, dar mai încolo. Că momentan trebuie să încălzească mașina. A ajuns să facem o revizie ca la carte, dar momentan o să băgăm Honda Odyssey alu personajul de care vorbeam. Salută, nu știu, lume. Uite, știi cât de bătrân ești? Ești bătrân de 59 de episoade. Da? Ăsta e episodul 60. La mulți înainte. Băi, boss, m-a luat prin surprindere furtuna aceea din Sahara. Că am spalat-o și în două zile m-am trezit cu ea pe munte. Ne sunai și tu în Sahara, bă? Băi, Sahara. Păi tu ești partea lungă. În mașină, că la mine nu se găsește ulei din ăla. Bogdan a zis, punem 5W30, ăsta 8100X și ăsta l-am pus. O, pe alb, mă, băiețică. Nu-mi place, mă, că nu-mi stă aici așa, ce șapcă. Nu ne interesează, mă. Bă, trebuie să o porți. E, mai am că nu stă rău. Mai strânge-o. Mai strânge-o puțin. Cred. E, e. Nu-mi place. Zi-mi dublec. Pune-ți aia în cap. Nu, lasă-mă! Ți-a zis cele... Așa, mă, să mi se vadă dermatita, fi ți-ar aparat. Nu, nu, las. Am mă, că e bine, ia că nu stă rău. Parcă ești venit cu puta, dar nu. Pământul din Sahara, partea mea. E mega adică... curată mașina astăzi, ce-i drept. Nici n-am văzut număr de matriculare pe spate. Te vădeai și mie, mă? Un weekend. Aici avem o problemă. Cred că rămân aici. Nu rămâi acolo. Rău. Nu rămâi acolo. Ia, filmează-l, mă, cu biesichilul. Poți să te așezi și vezi cum ești în spate. Deschideți DVD-ul. DVD sus. Dacă vrei să vezi o film ceva... Stai că am mai văzut niște controle pe aici. Așa, frumos, film... Bă, nu mă deranjeați, hai că am puțină treabă. Dă un să închide. Nu, bă, stai, mă, nu trage, mă, nebunule. Copilul? E copilul dumneavoastră? Pune-l să vină în față, să deschide capota. Păi nu, cum, că trebuie să deschide capota, trăiți iar. Capota nu mai deschide, n-a jini. Ăsta-i mai pac, jos, din pac. Păi, e jos, jos, pe stâlpul din stânga. La cât e de mare mașina, ai loc de... Doamne, cât e de jos! Mulțumim, Bogdan! Schimbam și ambreiajul dacă era mai jos. Pompa măcar. Cum că încerc să văd unde e butonul ăla? Ce buton? Unde e butonul de pe care dai mâinile? Are un revier aici. A, ăla e? Da, și cartea ăla. Gata? Hai de terminat cu... Avem treabă, nu... Dă-i un pic sus. Deci, răspuns pentru Vali, că suntem amândoi vărsători, cum a zis el mai devreme. S-a uitat la antidilul 100 de euro. Da. 100 de euro. Păi da, mă, da, 100 de euro e la locație, nu la mine, în contul meu. Dar nu mi-a cerut o locație. Cum? N-a zis locație, 100 de euro. Păi nu, dar stai, mă, și la tine, 100 de euro e la mașină, nu e la tine. Da. La locație. Poți să-i fac soft să-ți ceară mașină. Poți, dacă îi faci, dacă îi faci. Deschide portiera, zice, 100 de euro. 100 de euro. Dacă faci asta, ești bun. Bine, rezervorul zice 100 de euro. Păi da, mă, da, 100 de euro. Nu, tot, să știi auzi? Că e decent consum. Da, da, scumiți. Bacău București dus întors, mașina plină, 8 persoane și bagaje. 20, doar 20. 9,17. Unde? Bacău dus întors. 9,17? Da. Calculat la pomp. Mai pentru că folosesc 9,17. Excel.
Formule frumoase. Excel. Dar a mers decent, 100-110. Ah, știi cât mi-a luat mie acum la drumă? 8,129. 30, mă. Hai, mă, să vedeți ceva interesant. Ieri s-a dat bătălia de la Termopile, aici, alături. Așa un... Ce face Skylor? Un scurt review aici. Un preview. Iată ce frumos a făcut. Da, mă, începe să arate frumos. Da, mă, pentru asta a intrat la vlogul lui Dani. O să fie un link aici. Vedeți acolo. Haide, Skylor. Ce vrei, bă? Lasă-mă un pic, îl bârfeam pe Ion. Du-te. Nața tigrurilor. Bun, o să facem o revizie la un Tiguan acum și ideea e că o să-i punem un flash înainte, o soluție de curățare a motorului. Ca să punem flash-ul, trebuie neapărat motorul să fie încălzit. Mergi până la 90 de grade, da? Când a făcut 90 de grade, te întorci. Îi punem după aceea flash-ul, trebuie să meargă 5 minute motorul ca să curățe toate depunerile. Mulțumesc, dragilor! Întotdeauna o plăcere să vă revăd. Pabarus. Ne vedem, cred că, în nouă an. Un an sărbători așa cum vă doriți. Păi și lor ce le transmiți? Cui? Dacă vreți să fiți certați, veniți la Coasta d'Est. De către Vali. Cei mai băieți, cel mai service, cei mai ce. Nu de grade, da? Bun, mod de utilizare. Se adaugă uleiului vechi înainte de schimb când motorul e încălzit. După 5-10 minute de mers în gol, evacuați uleiul uzat. Se schimbă filtru și se face schimbul de ulei. În cazul unei depozitări e garantat bla bla bla. Bun. Deci ideea e să meargă motorul între 5 și 10 minute cu soluția asta. E vălică flash, soluția garantată de vălică. Gata. Putem să o pornim. O pornesc, da? Da, da. Am un pic de data. Semne de nimic. Da, da, da. Curăm carcasa de la filtrul de ulei bine. Punem garnitura nouă.
dacă am făcut flash și am băgat solice de spălat, încărcarea asta de la fritură mai rămâne 300 de grame, 100, nu, 100 de grame de ulei. Ar fi indicat cu un dispozitiv să-l tragem de acolo, pentru a elimina complet uleiul murdar cu soluția care a spălat. La mașina asta rămâne și trebuie scos. Asta voi face acum. Bun, am eliminat complet aici, am tras tot ce s-a putut trage perfect. Sfat, dacă faceți asta acasă și nu aveți un aparat care să tragă uleiul care a rămas, vă recomand să încercați să-l trageți cu ceva. La serviciu rugați mecanicul să facă chestia asta. Cum urmează filtrul de motorină. La filtrul de motorină, la fel, eliminați din faz motorina care e în pahar, complet. O trageți cu un aparat, o scoateți cum vreți voi, faceți tot posibil, nu lăsați motorina acolo, o să vă arăt. Mașina n-a făcut revizia la noi anterioară cealaltă și o să vedem dacă este scoasă motorina. Dacă n-a fost motorina scoasă din faz, o să fie mizerie. Vom vedea. Se văd mici reziduri de parafină în pahar. Nu știu dacă camera poate focaliza. Sigur că vă ajut eu, vreți să scurții mașina? Nu se vede, las, hai să tragem, nu se vede. Am tras toată motorina cu aparatul de absorție și jos se văd mici particule de mizerii. Vom da cu brake cleaner, să curățăm un pic. Și mai tragem o dată cu aparatul. Filtrul nou, cât mai puțin să-l atingem când îl montăm. Garnitura nouă. Vom da un pic cu cleaner pe el. Întotdeauna când montați capacul la filtrul de motorină, trebuie să-l dați cu vaselină, cu un pic de ulei, ceva, pentru că nu o să meargă așa băgat direct cu japca. Podul palmei s-a apasă și în momentul când l-ai apăsat, gata. La locul lui. Și înainte de a da capacul jos, suflați, dați cu ceva spray să moaie mizeria de aici după capac, să nu scadă în filtrul de motorină. E foarte important. Gata și filtrul. Pentru a da drumul la ulei. Deci e făcut bușon custom, mai exact, nu? Da. Nu înțelegeam de ce arată așa ăla. Vălică mi-a zis să-i aduc un bușon nou și când să-l pună, nu prea are unde. L-am pus pe ăsta făcut. A avut probleme cu baia și a fost făcut un filet, un bușon nou la strung, probabil. Da. Așa, mă pun un aditiv acum. Aditivul... stai? Aha, am văzut. Am văzut și eu magazine de ăsta. Ai văzut, nu? Așa. Fata în felul următor, cât îl pun, o să încerc să vorbesc cât mai repede. Sunt discuții și discuții. Aditivul e bun și nu e bun. Sunt de acord cu voi. Este bun și nu este bun. La un motor cu kilometri, mulți, adică peste 150.000, un aditiv de frecare, dar un aditiv bun, poate face minuni. Am făcut experiențe la mașina mea personală. La fiecare revizie am pus aditiv, s-a simțit. Își care... face efect un timp. Da. Deci nu e obligatoriu, mă gândesc, la fiecare revizie. Da. Eu am fost revizie când am pus de două ori pe ăsta. Bolică. Da? Aditivul bolică, da.
Deci, în sfârșit, flash-ul la două revizii, cred că am stabilit. Da, da, da. Flash-ul da, la două revizii. Sigur. Și ăsta la două, trei revizii. La două, trei revizii. Dar nu ăsta. Valica, oricum, se găsește foarte greu brandul ăsta. Foarte greu de găsit. Da. Se găsesc multe branduri pe piață. E la alegerea dumneavoastră. Noi folosim brandul Valica. Ideea e că sunt o grămadă de producători pe piață care fac și flash-uri și... aditiv, gen tratamente. Doar că nu e vorba, nu încercăm să facem reclamă sau nu vrem să se înțeleagă greșit. Filtrele, manș, ulei, castrul, astea le știe toată lumea oricum. Adică n-am stat totuși să facem același lucru la toate. Doar că nu vrem să facem reclamă la niciun produs. Folosiți ce credeți de cuvință mai bine, că na. Producători sunt o grămadă, dar e bine să fie folosit. Un flash la două revizii, da, și un tratament la trei revizii, cred că în principiu. Da. Am primit de 1 milion de ori întrebarea asta și o să zicem încă o dată cu ocazia reviziei. Noi recomandăm înlocuirea uleiului la maxim 10.000 de kilometri. E posibil ca distribuția de acum două episoade de Renault Megane la 130.000 de kilometri, problema de acolo să fie apărut fix din cauza intervalelor lungi de servis. Deci din cauza că schimbați uleiul la 30.000 de kilometri sau la 20.000, așa zice cartea sau producătorul, se ajunge la treaba asta. Schimbați-l la 10.000 de kilometri mai bine ca să aibă mai multă viață în el motorul. Ce este autobuz? Ce este autobuz? 99. Nu cred. 99,98 de lei a fost. Bă, la 130, dar nu. Dar le-am zis și lor, mă, în faza asta, am zis să ne încadrăm. Am zis să ne încadrăm într-o 100 de lei cât de cât. La mine a fost 99,99. Serios? 103. Da, băi, m-am păcălit! Da. Nu e bine! Eu m-am păcălit! Tu ești cel mai sus! Bă, dar să știi... Cel mai sus? La etaj! La etaj! Haide, mă, să vedem! Dani! Suntem toți? Hai, mă, Valica, fii atent! Du-te tu primul! Du-te primul și alegi un cadou la nimeni. A, la nimeni? Da, 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 dar nu pe al tău! Că să vede altul de la o poștă, că să vede de la... Ia unul! Și uite-te și zici cine e. Uite-te pe ăla. Bă, unul, bă. Stai că luam două. Așa. Bun. Deci. Aici ne scrie. Clar. Da, nu vreau să scrie. Deci. Câștigătorul de astăzi, Alex, 23 la extragerea. Așa este, Alin. Ai grijă. E cam greu. Ține-o în mine pe la primul rând. Vreau să mulțumesc. Închizi ochii și pui mâna și iei cadoul ăsta, nu știu cu e. Și te uiți pe bilet. Ce bărică, bă. Bă, hai, bărică, stai, 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 ce tânăr ești, ăsta probeză deja. Auzi, cred că a avut pierderi de... Da, a avut asta, a fost și al următorul. Da, lăsăm anonim aici. Bun, hai să le-o poți. Moșule, ce tânăr ești. Păi și cum știe care tu ești? Nu, că le-am căută, mă. Stai așa. Doamne, ferește. Păi veni la unul să... Opa, hai că aici am găsit. Să cunoaște cineva personajul să nu știu. Măi, nu știu. A, eu! A, eu te-am amic, eu am amic de aici, ține așa. Așa, fac de mai departe, ești tu acum, deci și tu la cineva. Deci neapărat să se deschide, nu, neapărat.
Păi da, mai deschis, normal că e cu deschis. Ia o pasă cum e. Ai vețel? Ai vețel ăsta acolo. Nu are vețel. Mai de mână? Acolo ești așa, nu sigur. Celălalt care are vețel? Ăla are vețel ca tavalin? Nu, nu, ăla nu are vețel. Uite de altul, mă, n-are vețel? N-are. Ce sunt eu? Trebuie să scriu informația lui emisiunii și că e un problem. Dar nu știu că e toate regulile. Păi și dacă le puneam la nimeni, dar era clar că trebuie să se deosebească cumva. Dar știam că e locul la mai mare. Păi și acolo. Cine îndreptă? Mai e unul mai mic acolo. Ia-ți și pe ăla. Zice tot, de ce avea prieteni la? N-are. N-are? Știe că n-are. Audio, zic, facem altfel. Să duce fiecare dintr-o cameră și scrie repede un bilet dacă ea trebuie să fie. Da, și noi ieșim de aici, gen, ăștia de n-am scoasă. Marești, tu știi filmarea? Cine se simte cu mușca, mușca pe căciulă? Mușca? Mușca pe căciulă. Mușca pe căciulă că n-am făcut bilet. Lei, tigre și mai mușcă. Duce și ia bilet, scrie biletul, nu? Rupele ca să fie cu la fel. 3, da? Pix la valii la Peru. Câte avem astăzi? Să ieșim toți, să intrăm pe rând. Da, mai bine, să ieșim toți. 3 biete sau 4? Lăsăm cadourile aici, da? Da, da. Ia 3, 4. Să vină fiecare în față. Ia. Bogdan. Ia-i primit. Bă, nu o să-mi fie frig iarna asta. Da, nu o să-mi fie. Ananas, ce sunt ăștia, mă? Spruți. Nu sunt spruților. Ce face spruților? Gata, mă, sunt asigurat. Mulțumesc, moșu. Următorul. Următorul. Bă, Nirito. Al meu. Să vezi ce scrie aici? Bă, focalizează bine. Stai să pun în spate. Bă, să înțelege, da. Ce e, mă? Mulțumesc, moșu. Domnul Tox. Ha? Domnul Tox. Ce e? Să vă dea Dumnezeu sănătate. Nu furați tare. Nu știu că e cu cifrul. Să nu mai aud... Mulțumim, moșu. Iurica, ești bombă. Ia, vedeți? Că și merge. Hai, bă, următorul. Ce-am înțeles mai mai știu că să te aud după aia. Să te băi. O, frumos. Bine, bine că s-a spus la publicitate. Păi, eu de ce? Mulțumim, moșu. Îți vine Morin mai bună? Ia-l pe tine. Da, da, mă, pe tine că-l faci mic. Păi, vezi Morin, mă. Păi, nu, eu. Eu, foarte. Moldova. Moldova, din partea la mine, Moldova. Bagă aici la interval mort. Pilot, ce ai acolo? Nu știu. Pe o scum, iar chiar avea nevoie la mașină. Ia? Că nu mai aveam bus pe scumiesc. Bine, e bine să scumesc pe geam, da? Da, da. Și să folosești? Da, frumos, frumos. Oh, colomită, nebunită. Parfum. Ia să-i chiar avea nevoie. Asta e pulverul lui frate meu. Oh, uite. Bine, nu pun, doar o dat pe piatră. Dacă îl pui pe tine și îl murdărești... Mulțumesc. Suntem așa frumos. Ce mai nebunești toate femeile acolo? Ce? Nu vreau să fac cineva. Deci un frumos, alea care nu sunt nebunite de gen. Da. Nu, vrei că ai cum să nu fie nebunite. Nu, 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 asta e de sport, nu mă gândesc. Asta când nu nebunești femeile, să... Nu, nu pot tirosul. Bă, acum așa ai zis acolo. Bă, dar ce muci am făcut ăsta, nu gândule? Oooo! Te trebuie la rost, eu pun. Ia, ia, să te trebuie. Îți place să vedeți ce mă mai spune. Am de la cameră. De la cameră, să vadă și lumea. Dar ce culoare, culoare albă? Ce-i asta? LED-ul, bandă, mă, LED, mă. Ah, uite, da, el e de auto lamp. E de LED pus în mașină, lamp, jos. Asta la, e la picioare, mă, la picioare. Uite, ce bine o dat asta cu portaj. La picioare, stânga de lemn, bandă de LED. Mulțumesc mult, mă, dar. Bine, mai e. Eu?
Eu eram? Bă, e și el, mai e și el. Eu știu și eu. Măi, creaz moșul la mine. A capsat-o sărată. Oh, de capul meu, ce fac eu cu asta, frate? Oh. Am zis-o cam... Băi, e încălzitorul ăsta, că vine iarna. Ce culoare ăsta? Stai, mă, pune-mă și mie. Pune și mie. Mulțumesc frumos, moșule. Era, zic, aparat de epilat. Când l-am văzut. Stai așa, că dă cu virgul, că e ceva mare. Am emoții. Ce mă, pachete? Ori a făcut mișto de mine, ori a găsit persoana. Aoleu. Încălzitor pentru picioare. Păi eu vezi că ești micros, mă. Penetrația pielei, pus căptușeală de așa, opa. Cu ăsta mă părinta. Stai, mă, ce facem aici? Îți dau cater? Da, cater. Stai, e... Auzi, băi, tot mă băitam eu, că mi-e fric pe aici ce vin. Fira, ai naibă, dacă îți dai eu ție să te... Bă, dacă caterul tău... A fost cater. Pe noi, trebuie să tai cu plastic, nu la mă. Iau ghetele și mâncați tu. Opa. Ia vezi? Bă, sincer, și cu picioarele băgate acolo și cu două pahare de alea. E ce trebuie. Eu zic că te încingi un pic, Valica. Mamă, e la frig, bă, sigur nu mai vrea să mă iei să mă electrocute de cineva. Eu n-am curat să fac asta. Sau să pui și acolo puțin. Luat. Mulțumesc, moșule, să fii sănătos. Ia uite, prieteni, care poturații pe ăștia, pe trepte. Ai ajuns la șase. Iese fum. Mulțumesc, moșule. Amabil, drăguț, simpatic, moșule. Care mai? Rare și Mihai. Mihai. Hai Mihai. Hai Mihai. Vreau să vedem ce a adus moșul. Vali, ia să ne combinăm cu sticla aia. Cât de tare e asta. Să rămână moșule, de mult voiam să mai iau una din asta. Oh, mi-a venit cadou. Ia uite-ți care e ceva în ea. E plină? E plină. Păi, de mă. Nu cred asta. Doar Miloș, nu mai vrei să bei la mușcă? Da, corect. Bine, mă, dar iau un câte dacă vreau să iau. Prima parte, e iagă. Oh! Mamă, deci nu! Deci nu cred. Mulțumesc mult, moșile. Dar iagă? Hai, mă, stii eu să te faci și tu. Hai, mă, tu. Hai, mă. Bă, dar seamănă cu tine la refugă. Sărna, moșu. Mamă, deci nu cred că n-am observat ceva. Bă, mă dau de zonă acum, la Oris Căiurea. E curățușca pe care o pui tu tot timpul. Quack, quack. Quack you. Băi, fiind Crăciunul, avem ceva și pentru cel mai înfocat fan al nostru din 2019. Hai să vedem despre ce e vorba. Un sticker cu coasta de est. Un fes cu coasta de est. Și o pereche de căști Skull Candy, exact cum am și eu și Vălică. Sunt foarte tari căștile. Și câștigătorul este Papagalul Poli. Tu ai scris de fiecare dată, la fiecare clip, ai dat o grămadă de comentarii, ai fost pe toate live-urile, așa că așa am decis să te răsplătim. Iar acum aș vrea fiecare coleg de-al meu să zică ce și-ar dori de la 2020, cel puțin din punct de vedere profesional, din punct de vedere al coastei. Ia zi, Dani, tu? Bă, câteva cuvinte. Vreau niște lucruri mai complexe, gen trasee de intercooler, poate un roll cage, un, nu știu, ceva mai complex, adică ceva, să veniți cu ceva tare la mine, să facem ceva nou. Trebuie să zici oamenilor ce îți dorești de la 2020. Trebuie timp să mă gândesc, nu știu ce mai ce... Ți-am zis? Păi nu știu... Legat de muncă, mă. Legat de muncă. Pe plan profesional. Legat adică. De muncă. Păi ce-ți dorești tu de la tine pentru 2020? Să evoluez, domeniu, să... Cam ce lucruri ai vrea să începi să faci? Distribuție, ambreiaje. Nu mă apuc în motoare în 2020. Da, singur? Fără... Singur, distribuție, ambreiaje. Așa să fie. Ia zi-mă următorul. Trebuie, da. Trebuie să le zici oamenilor
ce îți dorești de la 2020 din punct de vedere al muncii profesional? Ce ai vrea să încep să faci? Și lucrezi. Ambreiaje, distribuții, singur. Singur. Ambreiaje, distribuții. Ce mai e cu la motor? Asta l-a auzit Palin, cred. Nu, serios. Ce ai zis tu? Nu, e doar motor. La motor se desfac. Nu, mă refer, ce mai e pe la motor. Termostat, termoflot, egheriurile astea de curățat. Era la acolo. În rest, discuți și plăcuții astea, sau buc și amortizoare astea. Zi-mă, Mihai, ce-ți dorești la 2020? Din punct de vedere profesional. Noi vreau să fac un curs de mecanică, sincer. Vreau să mă perfecționez pe domeniul ăsta. Cam ăsta ar fi cel mai mare obiectiv pe care l-aș avea pe 2020. În schimb, să îmi cumpăr o mașină, să termin cu permisul, să-l iau. Niște obiective simple, zic eu, cam de vârsta mea. Ok. Ioan Iedi, ce-ți dorești pentru 2020? Mai multă seriozitate. Ușile la numărul de câte ce le-am scos. Da. Șmecherilor, trebuie să ziceți oamenilor ce vă doriți de la 2020. Hai, Vălin, că tu ești primul care îți dorești ceva? Da. Bă, pe plan profesional. Ca așa îți dai seama că... Pe plan profesional? Legat de muncă, de astea, de... Da. Mai puțin stres. Pentru mine, personal. Mai multă creativitate din partea colegilor, în ceea ce când spun că vreau, că așa, că mă gândesc la un lucru. Adică mai multă implicare. Cum zici tu, că creativitatea vine din... Da, oarecum. Cred că responsabilitate, adică... Dar responsabilitate, da, sunt, dar nu că tu nu ai avea sau Ilică. Mm-hmm. Și ca lucrări, așa? Nu, ca lucrări nu îmi doresc nimica decât îmi doresc sănătate. Anulează Lamborghini, natural frumos, ca să nu mai... Pentru că e cel mai important. Nu-mi doresc nimica ca și lucrări, pentru că dacă o să-mi fac treaba în continuare bine, cred că o să vină lumea, nu? O zic da, că adică ai vrea să vină lucrări noi, care nu s-au făcut până acum, să mai facem, nu? Da, aș vrea, dar n-aș vrea stres. Îmi doresc din tot să fie fără stres. Nu există, va fi stres întotdeauna, dar mai puțin, nu știu. Apar, deci, Deci, practic, doar lucrări și seriozitate, că stresul să fie, ne pare rău, Vălică. Ia zi, Vălică. Ce să ne aducă anul următor? Eu zic, în primul rând, mai și vale să ne aducă sănătate personală fiecăruia. Și ca și lucrări aici, bă, dacă se poate să facem și avioane, acum că l-avem și pe mic. Orice, și complexe și complicate, noi ne batem capul cu orice. Deci, să fie. Băi, de la 2020 ne dorim să ne aducă lucrări din ce în ce mai complexe, să facem mai multe modificări. Poate Dani vrea și el trasee de intercooler și alte chestii. În 2019, efectiv, n-am putut să facem față volumului de cereri și cred că trebuie să ne organizăm ceva mai bine în 2020 și pe partea de service și pe partea de recepție, din păcate. Pe partea cu canalul de YouTube. Ne-am dorit să putem să facem 3 clipuri pe săptămână. Bă, așa, poate să fie și ceva mai lungi, unele dintre ele, bă, potolește-te puțin. O să începem să facem și review-uri, probabil, bă, stai așa că asta e turbina, nebunule. Așa, o să începem să facem și review-uri, mă gândesc la mașini, la mașini interesante, poate nu chiar la orice model. Membrii activi vor fi premiați, așa cum ați văzut că a primit o pereche de căști papagalul Poli. Mai sunt câteva pentru voi. Continuați să comentați. Ne-am dorit să crească această comunitate. Efectiv, să ne ajutăm unii cu alții. Și sărbători fericite și ne vedem la anul.